În spana nu cred așa ceva. Păi dați seama, asta are 340 de cai tracțiune spate, BMW adevărat. Benzină. Wow. Twin Power Turbo B58, motorul de pe Toyota Supra. O trecem pe manual. Tracțiune spate. Opa. Lasă mai încet, Acum când mă urc în Passat ăla, mă înjur în gând așa un pic. Opa, drumuri bune, Doamne ajută. La revedere. Din moment în moment, lângă mine o să apară un individ care, deși e mic la stat, e mare la sfat și care ajunge ministru al transporturilor într-o viitoare guvernare sau administrație prezidențială. Nu știu ce să vă zic, prea multe detalii, dar aici pe la noi prin sat e cunoscut ca o vedetă. Bună dimineața! Bine ați revenit pe platourile de la Buftea. Astăzi nu este despre mașini, nu este. Este o duminică dimineața, la 9 dimineața. Pe un vânt. Speram să fie mai puțin vânt, soarele încă n-a dat, dar astăzi ne bucurăm de prietenia noastră și de ceea ce facem, pentru că vine toamna, s-a dus vara, am muncit și... Nu știu, astăzi acum culegem roadele. Este pe relaxare. Deci, din banii de la Car Vertical, Luci Popa și-a luat un superb 540i benzină cu 80.000 de kilometri, aproape full. Bă, mai full ca asta nu găsești. Impecabil. Mai full ca asta nu găsești. Fără defecte. Nu găsești, ascultă-mă ce-ți spun. Bun, și acum să fim și noi sinceri, așa. Adică tu. Da, nu e a mea. Adică eu. Așa. Ce facem noi sâmbătă, duminică dimineața? Filmăm un BMW. Ce să facem? Greșit. Filmăm un BMW care este de vânzare. Da. Pentru că și în tine și în mine zace un pui de comerciant. Ce mă, noi suntem samsari, înțelegi? Nu, dar prietenii noștri și cei care au apelat la noi, domne, vreau să mă ajutați să-mi vindeți mașina, așa cum am fost cu Raptorul ăla. Da. Și alte mașini, cei care știu că au mașini de calitate, au curaj să vină cu ele la filmări. Da. Unde noi vom fi aspru. Unde le vom critica aspru. Ce mi-a arătat aici? Așa. Ce, că nu știi să mergi cu ea? Fii atent. Move closer to the vehicle. Engine start. Bă, Popa. A? Cine mai are ce încearcă asta? Păi cine vrea să-l cumpere, că o să găsească anunțul. Fiată. În descriere. Dacă intri în mașina mea cu ea... Frate, în spana nu cred așa ceva. Ia parchează din cheie dacă ești profesor, ia să te văd. Trebuie să stai mai aproape de mașină. Normal. Da. Stai în spatele ei și să vedem ce se întâmplă. Dacă, stai că stau în fața ei, dar stai să dau un pic și cu spatele. Impresionant. Da? Fii atent. Fiate. Nu te lasă din față. Păi te simte că ești acolo. Da. Da, te simte că ești acolo. Și ți arată senzorii de parcare în față ca și când ar fi cineva pe cheie. Deci eu dacă mă mut aici, move closer to the vehicle. Vezi, nu te lasă din față. Știe, păi. Știe, da? Hai. Și acum cu spatele, ia. Hai. Pami, hai. Popa, drumuri bune, Doamne ajută. La revedere. Singurul proprietar de BMW care merge pe jos. Vezi? Trage și tu de poză dacă tot te apucă. Unde de poză? Păi, pe poziția de poză. A, uite, are o zgârietură, să știi, acum am văzut. Da, ok. Ca idee, proprietarul o vinde așa ca să nu existe niciun element revopsit la mașină. Corect, de apreciat. Și da. Nu face la fel. Pentru că e o culoare sensibilă. Și gata. Care poate să-ți iasă pe mâna unor meseriași pricepuți, gata. Dar poate să nu iasă. Benzină. Cât a costat mașina asta nouă, Popa? Băi, fii atent, a costat peste 100.000 de euro.
Hai de capul. Dar ce-mi place la ea, bă, că n-are pachetul M-Sport. Ok, are frânele M-Sport care sunt mai mari și e care... Luxury, adică luxury line, da. Știi că într-o țară plină de M-pachet făcute, mai bine să ai și un luxury clasic. Și un luxury. Păi dați seama, asta are 340 de cai tracțiune spate, BMW adevărat. Benzină. Benzină, da. Distruge orice M-pachet 520D, whatever, 530D, rupe. Apropo, știi că vreau să facem o paranteză. Mm. Într-o noapte întunecată, de curând, pe aici prin zonă, așa, a trecut al doilea căruțaș al țării cu căruța lui cu o platformă legată de căruță. Și-a oprit în intersecție la Jiu și a făcut un TikTok și un shorts pe YouTube în care a zis: bă, n-are nimeni Duster aici. Păi bă, băiatule, tu vezi ce avem noi aici. În Craiova, dacă n-ai BMW, ești nimeni. Da, nu există. A, și asta. Și asta. Și asta. Dar nu prea existi. Nu prea existi. Dar hai să facem așa o toarcere în timp pe vremea când eu eram flăcău ca tine acum. Așa, la 31 de ani. Mai mulți ani. Ți-aduce aminte 2007, anul intrării României în Uniunea Europeană. Mă dădeam pe role. Ce să faci și tu? Da, mi-aduc aminte. Deschide capota până povestesc eu. Da. Jante, run flat, MOE, da. Adică este făcut speci, jantele sunt anvelopele sunt pentru mașina asta. Bun. Bine, culmea că MOE înseamnă Mercedes Original Equipment, știi, da. Mă rog, nu mă pricep la chestia asta, n-am prea înțeles-o. Da. Dar fii atent, dacă ne întoarcem 15 ani în urmă, așa, într-o Românie care abia intrase în Uniunea Europeană și care românii aveau bani și dădeau bani pe mașini, E60, da, a umplut străzile. Da, cu prețuri mari și atunci nu erau ieftine. 525, 530 pe motorii, dacă românul. Și și câteva M-uri. Da. Veni anii de criză. Fii atent. 2009-2010. Da, eu am cheia în buzunar, da? Ok, are soft close, da? Fii atent aici. Soft close. Deci ai deschis și trapa, să-l... Nu, nu s-a, n-am deschis-o. Păi ai cărețelul pe cheie, atunci a început să-ți deschidă și trapa. Dar lasă-mă să-mi termin ideea. Hai, termine-ți ideea. Venirea anii de criză. 2009-2010, veni și F10. Da. Și ce făcură românii? Se umplură de F10. Se umplură de F10. În ciuda renumerii cu care F10 a plecat la drum cu... Cum era, cum ai zis tu aia? Dăud vine de la... Ce? Dăud de la 520. Distribuție, 520 distribuție, da. 500, asta F10 a ajuns în România un fel de uniformă. Da. Mai răspândită decât E60, mai defectuoasă, mai sensibilă. Dar știi ce este trist în 2017-18? Când apare G30. Da. Și lasă-mă să mor lângă tine. Urcă-te lângă mine, hai. Când apare G30, românii nu mai dau buzna la el. Ai observat? Nu mai, pentru că a fost, s-a scumpit. Ne-a scăzut nivelul de trai. Începe să ne scadă nivelul de trai. Și vorbim de 2018, 2019, 2020, ani dinainte de această criză. Hai să spun de ce. Pentru că românii preferă să-și cumpere X5, X6, X3 și așa mai departe. La mâna nu e cu touch, e cu telecomandă. Da, uite. Să-și cumpere și dai aici pe stânga, vezi? Ca dacă vrei să schimbi ecranul. Și preferă să-și cumpere cu kilometri mai mulți, mai vechi, dar cu dotări mai multe, decât să-și ia una din asta cheală. Da. Da, pentru că una din asta cu dotări, cum este asta, da, este încă scumpă și valoroasă. Dar știi ce e interesant? Cu un preț de pornire de peste 100.000 de euro în echipările astea, da, la 4 ani vechime, mașina ajunge la o treime din prețul ei. Aproximativ. Și dacă iei și intri în detalii și studiezi urmele de uzură, da, nu le vei găsi. Mm-mm. Adică deprecierea este mare. Bine, 87.000 de kilometri nu e un rulaj mare pentru o astfel de mașină, evident. Dar în acești primii ani, mașinile astea, cu cât sunt mai scumpe, cu atât pierd mai mult din, da, din valoare. Uite, CD player și DVD player în spate, scaune încălzite. Dă-ți drumul ăla așa, lasă-l să meargă. Nu, las, că nu, așa, prize de 12 volți, au cotieră moale, știi, aici e moale, vezi, nu e tare ca la altele, nu e moale doar pe aici. Așa, are și ski hatch. Lumini ambientale. Dar îmi place că e luxury line. Nu, îmi place că nu e M pachet M, pentru că un BMW adevărat nu trebuie să fie M. Bowers & Wilkins. Nu, ori este M, ori este un BMW. Da, nu e într-o echipare M550 confortabilă și plăcută. Nu trebuie să fie, da, un BMW
e mult mai plăcut la condus dacă nu are pachetul M decât dacă are pachetul M. Și pachetul M, pe termen lung, înseamnă niște costuri mult mai mari. Componentele de M sunt dedicate, nu cred că se găsesc pe producător. Bine că dacă ții suspensia adaptivă cu mare mașina asta, tot e scumpă și aia dacă vrei să schimbi un amortizor. Da, dar la M vorbim de brațe, casete de direcție. Care la M-urile adevărate, nu la M Sporturi. Nu? La pachetul M, da, sunt un pic mai... Și la pachetul M, Luci. Dar nu sunt, adică între o suspensie rigidă M non-adaptivă și una din asta adaptivă, mai scumpă e adaptiva. Da. Da. Să vedem cu ce baterii merge. Nu Varta. Triplu A. Dacă nu bătea vântul ăsta afară, dar de fapt trebuie să-i deschidem și capota. Îi deschidem și capota și portbagajul. Noi ne-am adăpostit de vânt. Hai să-i facem lucrurile astea și să mergem de primă, chiar să ne răbdător. Da. A zis dreptul tău să mă sperii și ai podul deschis. Pentru că am podul deschis și luxury line. Fii atent, luxury line pe praguri. Da. Deci nu M pachet, M, înțelegi? Mașina asta nu este pentru cei care vor să impresioneze. Dă-și tu perdeluțele jos, da? În spate avem perdeluță electrică, da? La lunetă. Da. Așa, hai. Vezi, aici este o diferență între seria 7 și seria 5, adică BMW păstrează o graniță cumva la seria 7 și lateralele de pe uși sunt electrice. Sunt electrice, da. Până la urmă, e mid-range-ul gamei. Da. Undeva pe aici, de sus, este de fapt camera de night vision, care are și night vision mașina asta. Wow. Twin power turbo, B58-ul, motorul de pe Toyota Supra. Am testat de curând un... 5-ar, un 3-ar, un M340i cu soft, cu motorul ăsta. Deci motorul ăsta mănâncă și benzină, dar mănâncă putere și poate fi modificat. E atât de rezistent. 6 în linie pe benzină. Da. Este chiar BMW de adevăratele. Da. Și asta cu Twin Power Turbo, ea e de fapt o singură turbină. Da, e tehnologia lui BMW de împarte da. Aerul din acea turbină. Twin Scroll. Ia să vedem. Cutie? ZF 8HP, uite, ultimul schimb de ulei 19A4 la 81.000 de kilometri. Bun. Da. Și filtrul de ulei, filtrul de aer, filtrul de combustibil, filtrul de polen, le-a schimbat pe toate. Da. Și cam asta este. Da, 340 de cai, 450 Nm. Interesant este că pe mașinile care erau M ceva 40i, M ceva 40D cu motorul fără D. Da, 340, cuplul nu era 450 cum era asta, era 500. Și adică e o diferență între ele. Dar asta este varianta de chileanu așa. Hai și la portbagaj când mă zăpăci vântul ăsta. Da, e un vânt oribil. Da. Rezervorul de lichid de parbriz tot în aripă este ca la toate BMW-urile, majoritatea BMW-urilor. Și fii atent, e luxury line cu shadow line. Foarte rare că majoritatea sunt cromate, știi? Da. Da, mă rog. Ok. Doar benzină. Doar benzină fără AdBlue. Farurile adaptive LED, pentru că atunci când a apărut mașina asta, când e fabricată mașina asta, nu apăruseră încă laserele pe seria 5. Deci probabil că dacă portbagaj peste 500 de litri fără nicio problemă, cu aici diferite compartimente, un portbagaj destul de încăpător cu cârlige și dacă vrei să rabatezi bancheta, hop, doar o deconectezi de aici. Vezi? Nu se și pliază în cazul în care ai bagaje acolo. Ce voi să spun? Lasă o cioacă. O cioacă. Da. Și evident, nu avem roată de rezervă, avem anvelope run flat, pe care dacă este să mă întrebați pe mine, e bine să le schimbați cu anvelope normale. Dacă știți că nu veți avea pană, atunci schimbați-le cu non. Da. Portbagaj electric. Deci voi vreți să găsiți o dotare pe care n-are mașina asta, vă spun eu că n-are. N-are active steering-ul, da? Și n-are încă ceva, dar îmi scapă ce. Mă rog, deci are. Oricum. Și n-are pachetul M, dar asta nu ține, asta e o opțiune de configurare. Are volan încălzit. Da? Și așa recunoașteți un luxury line care are mânerele cromate. Da. Dar vezi, mânerele sunt cromate, dar are shadow line. Știi, puteau să le facă și pe astea negre ca să fie Cred că în funcție de ce culoare exterioară comanzi, se joacă un pic cu cromatica asta, știi, ca să dea un alt fel de impact vizual. Da. Oh. Mihai, te invit la un masaj. Nu, Popa, mulțumesc. Te invit la un masaj în scaune atunci. Pentru că avem masaj în scaune, două memorii și... Ia, stai să vedem dacă merge perdeluța cu motorul oprit. Merge, mă? Perdeluța merge cu motorul oprit, asta o dată.
dar nu are butonul ăla L2, ca eu să-ți modific și scaunul tău. Deci asta am văzut la X7, am văzut la Siria 7. Deci, popa, da, eu mă joc la comenzile scaunului și pe ecran, da, mașina arată ce face scaunul. Exact. Asta e, se întâmplă la mai mulți producători, nu e neapărat o chestie. Încă are chestiile cu... De apărute la E90. La, da, la E90, dar fii atent aici. Dar acum poți să-ți faci scurtătură și de Apple CarPlay. Nu știu exact cum. Bă, m-ai mâncat cu Apple CarPlay-ul vieții. Nu mă interesează. Wireless charging. Bă, pachet de fumător, cubric cu scrumieră. Sunt curioasă dacă asta e scrumieră BMW. Tu nu fii de Audi. Nu, asta pare a fi scrumieră BMW. BMW. Da, scrie BMW pe. Asta e o opțiune foarte rară în prezent. Da, o opțiune foarte rară, ia. Ia, hai să o pornim. Fii atent aici. Bă, ce pornire pe benzină. Volan. Da. Ia stai. Volan reglabil electric. Oh, da. Asta parcare este... automată, park assist, car wash mode. Car wash mode ce înseamnă? Fii atent, car wash mode. Să vezi cum intri la spălătorie. Bă. Da. Hai să vedem, dar hai să o parcăm singură. Tot păi... Music Collection, fii atent. Asta are încă iDrive 6, dacă asta s-a pus iDrive 6. Pe iDrive 7 ai Reversing Assistant, știi? Dezmerge singură, dezmerge ultimii singură metri. Ultimii 50 de metri. Dă-mă, da? Pe camere, pentru că la mașina asta... Pui în parc, pui iar în marș arier și acum este camera, da? Interesant. Fii atent aici. Gesture Control, care e undeva pe aici, da? Hai, papa, că te depășește tehnologia, să vedem ce mai face pe aici. Uite, asta. Ba, ia de blituri. Nu. No. Nu, nu semnalizează, dar uite. Bam, dar vezi că mașina din imagine e cu pachetem. Ia uite, ne arată și Passat-ul. Da. Dă să-l văd. Și Volvo. Ba, prea tare. Ia, în spate? Nu. Înțelegi? Nu. La mașinile mai noi face asta, dar vezi tu, mașina e cu pachet M, deci cine... Alege, de-am vrut să gândi că cine alege 540 și îl alege cu pachet M. Mă rog, asta e o chestie așa, o... Stai că... o problemă la primele 5 ani din astea este că ecranul ăsta se strica. Știi? Ecranul crăpa. De la climă? Lasă ecranul de la climă. Nu e de climă. Da. Pune-ți centura. Stai. Hai să o parcăm automat. Stai să-mi pun centura. Deci are sistemul de camere. Oricum, e impresionantă tehnologia dintr-o astfel de mașină. Ar trebui să-mi cumpăr și una, poate aș avea mai mult succes. Ce zici? La, da, ai putea să am mult succes, să vedem. Bun. Ia, ce vrei să faci? Avem park assist-ul, da, ia să vedem. Nu știu cum se activează la asta, că n-am parcat niciodată. Trebuie să treci pe lângă mașini. Și îmi găsește ea locul de parcare, dar mi-ar plăcea să fie pe camere, să nu fie pe... Pe senzori? Da. Hai pe lângă lea, pe acolo, că trebuie să ai mașini, trebuie că zic eu. Uite, caută locuri de parcare și nu găsește pentru că e sistem de parcare ce are legătură cu... mașinile, știi? Nu e cu... Ia caută. Încă are volanul gros, adică generația asta de BMW-uri cu volanul gros. Ia caută, dar nu găsește. Nu știm noi să mergem pe el. Nu știm noi să mergem pe el. Da, în fine. Parcăm singur, că de asta avem BMW. Dar restul... Da, ia, vreau să văd o chestie. Hai să căutăm... la modurile de rulare. Eco Pro, configure individual. Mergem la sport individual. Uite tabloul de bord. Da. Damping comfort, deci are amortizoarele adaptive, steering cu comfort, engine sport plus transmission sport. Asta e pe individual. Încă o chestie, stai că vreau să-ți mai arăt ceva. Sport displays. Da, apare horsepower, nu kilowatts. Asta pentru că proprietarul sau poate fostul proprietar, cine știe, s-a dus în My Vehicle, s-a dus în Vehicle Settings și s-a dus la, mă rog, s-a dus la meniul ăla unde spai units, știi? Aha, și a schimbat unități. Și a schimbat unitățile, ca să nu mai fie kilowatts, că toată lumea e cu kilowatts la BMW, da? Fii atent, Eco Pro, uite cum se schimbă tabloul de bord, intră start-stop-ul, o treci pe Comfort, aia așa, o treci pe Adaptive, care e la fel ca la Comfort, o treci pe Sport, se schimbă tabloul de bord. Hai, pune-te în mișcare, pe ce mod de... Mers vrei tu, fă-ți scaunul. Hai să resetăm consumul. N-are rost. N-are rost? Resetează. 16.6. Ia.
Îl resetăm. Și începem să mergem pe vreau GoPro. Vreau să mă plin fine, ca pe, cum ai fi tu un șofer de BMW. Nu mă, să nu mă terorizez iar. Un șofer de BMW? Pentru șofer de BMW, șoferii de BMW sunt oameni civilizați. Da. A, tu ai fost unul, mi-am inteles. Și tu ai fost unul, știi? Eu eram un om civilizat. Deci Bowers & Wilkins-ul ăsta se aude demențial. La ultima dată când l-am ascultat pe un Serie 5, pe un G30, n-a fost G30, a fost F90, deci că era M5. Ne strânge centura. Ne strânge centuri, ne strânge centura. Oricum, marcile premium, BMW, Mercedes, Audi, da, tot timpul vor fi avangardiste, da, dar vor fi și, vor combina acest avangardism cu tehnologie și cu foarte multe chestii care la producătorii obișnuiți sau cei care vor să pară premium, nu sunt. Pentru că te urci în ea și te simți ca într-un produs de calitate. Aici lucrurile nu sunt false. Aici nu e o, un material care imită un alt material. Aici chiar ai materiale de calitate. Pentru că de asta și au prețul ăsta. Era să zic, nu e cea mai urâtă. A vândut mașina. A vândut mașina. Știți voi cine avea mașina de asta, Land Rover. Lights. Dar... interior lighting. Ambientarele. Ambientarele, color. Și poți să-ți alegi de aici. Vezi? Și la BMW nu poți să, sau mă rog, nu poți pe iDrive 6 să-ți alegi culoarea pe care o vrei. Tu trebuie să alegi din astea, știi? Culori care se potrivesc cu interiorul și au fost gândite special pentru astfel de mașini. Hai să o lăsăm pe blue, că arată bine pe blue. Dar vreau să le arăt, știi? Da. Și chestia asta este, dacă vrei să intri în navigația mașinii, ceea ce nu se facă nimeni niciodată, poți să scrie destinația, știi? Turururu. Aha. Uite, Diamond for Night Driving, yeah. Adică pe timpul nopții se întunecă. Din for night, da. For Night Driving. Nu. Și evident că nu, că vrei să ai lumina ambientală. Să... păi nu, se, li se ia din intensitate, mi se pare. Da, li se ia din intensitate, dar mie îmi place să aibă intensitatea mare. Și toate sistemele de asistență, care acum e pe individual, configure individual, și să vedem ce are. Ce are pedestrian alert, uite, copii cu... cu mingea. Așa. Dynamic marker light, collision warning, lane departure warning, cu steering intervention. Deci fii atent. Corectează. Da. Lane change warning early, da? Cu steering intervention, side collision warning, asta e tare. Știți, să dacă tu schimbi banda să îți spună, și give way warning, asta este pentru prioritate. Uh-huh. Îți spune că ai cedează și te asta, dar function not available in this country. Bun. E bine, e bine, e de bine, bine de știut. Și uite ce lin merge în motorul, nu-l auzi. Benzină, plafon negru, trapă închisă, că nu mergem, că nu e melodia aia. Eu merg cu toate daciile cu 140 pe aici, cu BMW-ul de 340 de cai. Păi asta zic, plimbă-mă și pe mine normal. Cum era melodia aia? Să te plimbi cu trapa deschisă? Nu știu. Să ții între curent. Ortizul melodia, e interesantă. Da, deci are, românească. Are toate și butoanele. Dacă mașina asta ar fi fost mai veche, s-ar fi numit 5 butoane în autovit. Da? Dacă era F10. Dacă era F10, da, 5 butoane. Asta oricum n-are nevoie de butoane care ecran. Apple CarPlay, Android Auto. Totuși dăm așa pe 20 de. Dă și tu pe 23 că... Nu, nu, că nu e frig, e așa doar de ventilație, știi? Da, dar e cald în mașină. Păi las-o în 21. O să vezi tu. Da. Direcția e ușoară și noi când am filmat una din asta, am un tovarăș de-al tău, era 520 de, am zis eu că e BMW-ul mașina fără suflet, înțelegi? Și asta este o mașină de lux. Au altfel de suflet acum. Au altfel, un suflet mai liniștit. Iar alea cu pachete au tot același suflet, doar că umflat artificial așa. Oricum îmi place că avem suspensie adaptivă și îmi place că avem sistemul de frânare M-Sport. Dacă vă puteți lua una, luați-vă cu frânarea M-Sport. Frânele sunt un pic mai scumpe, într-adevăr, dar și frânează mai bine, știi? Uite, ceva ce nu va fi folosit niciodată la mașina asta, semnalizările. Și ia uite-l pe fratele său, ceva mai... E60-ul. E60-ul. Bine, unde start-stop-ul să ai să dezactivăm de aici, chiar dacă suntem pe Eco Pro? Și totuși, vezi, nu se simte ca o mașină mare. Cel puțin asta din punctul meu de vedere. Stai să închidem asta ca să arate un pic mai bine. Așa. Piano Black-ul ăsta, vezi că nu s-a zgâriat? Adică nu e zgâriat la mașina asta. A avut proprietarul grijă. Dar uzura e micuță la mașină. Ia să vedem. Trebuie totuși a avut grijă cu astfel de mașină. E păcat să o ai zgâriată, lovită la interior cu
plastic. Da, ăsta... fii atent să nu-ți cadă chei, să nu-ți cadă telefonul pe ornamentele astea, știi? Da, da, da. Sau? Sau. Poți să o cumperi cu aluminiu, cu alt antracit, nu cu piano black. Nu cu piano black, deși da. Deși cele mai multe vor veni cu piano black. Da, e ciudată combinația asta, că de obicei cine și-a exterior deschis și-a interior tot deschis. Tot deschis, da. Da. Uite tetierele ce moi sunt la scaunele astea. Oricum la BMW, lista configurabililor și opționalelor. Da, și asta e piele merino. E o lungă. Asta e piele merino, e una dintre cele mai bune. Da. Doar pielea de pe alpine e mai bună. Înțelegi? Asta e piele merino care se pune pe seria 7. Care e opțiune la seria 5, evident, că seria 5 vine tail line fără piele. Dar da. Tempomat adaptiv cu menținere de distanță, cu menținere de bandă, deci le are pe toate, nu... Oricum, vezi, la genul ăsta de mașină, da, nu se mai pune problema, domnul meu iau basic, meu iau, e păcat să nu, dacă dispui de posibilități financiare, da, să nu iei. Uite, cât mai multe din ce ți oferă producătorul. Aia din camere era pachetem, asta e pachet normal. Da, luxury. Și da, cine știe ce... Cine a făcut, ce român o fi făcut softurile? Da, păi au lucrat și români la softul ăsta, să știi. Păi mi se pare că bordurile digitale de la ultimul X6 și de la ultima serie 7 sunt făcute la noi. E posibil, oricum sunt cam aceleași ecrane. Da, recunoașterea semnelor de circulație și trecerea dintre 30 și 50 la oră se face așa, printr-o tranziție foarte smooth. Nu... E păcat că are volanul ăsta gros și padelele de plastic, știi? Asta... Nu, cred că nu putea pe Luxury Line să aibă volanul celălalt. Poți să-i pui volan M pe Luxury, da, doar volanul. Poți doar să-i pui volanul? Da, doar volanul, puteai să-i pui, dar nici nu trebuie, că și volanul M e gros și ăla îmi place mai puțin decât, e mai gros ca ăsta. Volanul încălzit îl avem aici. Da, acum suntem pe confort. Și da, jantele... Mașina vine și cu jante pe 17 de iarnă, știi? Vă dați seama ce confortabilă e mașina aia cu jante pe 17 cu anvelope de iarnă. Știi că mulți critică BMW, domne, s-a îndepărtat de ce a oferit odată, că e mai bărcuță. Nu, așa e, așa e. Poate nu toți clienții vor acea mașină robustă, bine înfiptă, care te face să simți fiecare denivelare a drumului. Da, într-adevăr, dându-ți niște senzații extraordinare, poate chiar mulți vor să se bucure de, da, de restul lucrurilor care le oferă acest producător, nu doar de acel ceva, știi? Exact. Uite, și direcția la asta, dacă o treci pe, dacă treci mașina pe sport și direcția o lași pe sport, direcția se întărește artificial și nu e plăcută, știi? Eu așa aș merge cu ea în România, dacă vrei să pui sport individual, engine transmission sport plus și steering și damping, adică amortizoarele pe confort. Așa aș merge eu. Asta pe individual. Pe virajele astea, dacă nu ești adormit. Bine. 900 adormit, că m-am trezit acolo o oră. Așa. Așa că suntem pe sport, o trecem pe sport, clar, și cutia, trecem pe sport, da? O trecem pe manual. Motorul e încălzit. Mihai filmează. Tracțiune spate. Opa! Lasă-o mai încet, lasă-o mai încet, că e periculoasă mașina asta. Cum e periculoasă, mă? Nu există ceva. Bă, ești nebun la cap, deci într-un click s-a transformat. S-a transformat, exact. Wow! Uite ce bine schimbă cutia. Vum. Opa! Mai ales pe retrogradare. Lasă-o mai încet, te rog frumos. Păi, dar tu să-și calcă oțelă. Păi, calcă oțelă, dar gata. Uite ce bine stă, vezi, cu suspensia pe confort. Dar ia stai un pic, ia stai puțin. Configure. Nu pot să plec, să știi. Stai puțin. Așa, individual. Numai să nu uiți ecosistemele, te rog din suflet. Nu. O punem pe individual, configure individual. Ia să-i trecem și suspensia pe sport, să vedem cum este, dacă într-adevăr există o diferență. Direcția tot pe confort o las. Pentru că feeling-ul, în G30 feeling-ul în direcție nu prea e, știi? Uite, vezi? Deja s-a schimbat un pic. Nu mai e bărcuță, știi? E diferență mare între confort și asta. Ui! Bum! Lasă-mă să mă bucur de culorile toamnei, totuși. Mașina stă, știi? Asta dacă îi pui o evacuare... Oricum se aude un pic așa, dar un sunet de... Are! Dar aveți și antifonate? Oricum nu se aude nimic, nu se aude roți, nu se aude vânt, nu se aude nimic. Oricum să mergem la întoarcere, să urcăm serpentinele, să mergem și sus în zona aia deschisă, să o vedem la vânt lateral, știi? La vânt lateral, am observat o chestie, am constatat așa, după ceva 40 de ani. Da.
fără geamuri dublu laminate, știi? Deci... mergând pe autostrăzile României, multe puține câte sunt ele, în zilele cu vânt lateral... O volan pe dreapta. Ai, ce vreau. În zilele cu vânt puternic, veți constata, privind traficul, veți constata calitatea automobilelor. Adică, la viteză de autostradă, 130, maxim 140 de km pe oră în România, în zilele cu vânt puternic, nu toate mașinile pot susține acea viteză. Și vă las pe voi să faceți, să experimentați și să vă uitați. Lasă-o mai încet, popa, lasă-o mai încet. Mă, că ce treaba am eu că sunt câinii pe drum? Să experimentați și să vedeți ce mașini pot susține viteză în condițiile astea și ce mașini vor merge în mersul camioanelor. Hai, bă, popa, mai încet, bă. Nu ești sănătos, băi, nu ești sănătos, te-am spus că nu ești sănătos. Lasă viteza. Păi eu conduc, cum să o las? Ce să fac? Să pun frână aici? Uite, nu pot. N-o filma. A, da? Ești în afara localității. Da, sunt în afara localității. Bă, când ți-am spus că ești dement, că totodată am avut dreptate. Da, uite ce repede am ajuns la spital. La spital, bravo, bună asta, bună. Bună asta. Bună asta. Bagă aici în parcare, întoarce cu grijă și mare, ui, mare atenție. Te trecui direcție pe spor. Mare atenție când ieși din această parcare. Da, că o să vină azi DJ. Dar te rog eu, plimbă-mă și pe mine așa. Cum? Mergi relaxa și sus colo pe linia dreaptă, poți să-i dai așa un... O, îi dau pe curbe. Hai de cap. Știi, mașina stă pe curbe, aderența e mare. Păi logică stă, că dacă nici mașina asta nu stă pe curbe, care alta mai stă? Dar, Audi? Dar, știi, față de alte BMW-uri, da? Și încă o chestie, i-am promis proprietarului că o vinde cu ajutorul nostru. Da. Păi las-o să nu o omor. Păi dar nu o omor, dar asta e mașină... Să o omori. Nu o omor, că no. Faptul că merg în plaja de cuplu cu mașina, că nici măcar nu o duse în linia roșie, nu înseamnă că... Da, deci vrei să o duci în linia roșie. Nu. Eu am și o linie roșie. Pe buletin. Pe buletin. Uite, și dacă vrei să schimbi și așa, foarte mișto. Deci la padele e destul de greu să ajungi, cum trebuie să depărt cu mâinile mele. Dar dacă vreau să conduc așa, e foarte plăcut, simți oarecum că ai o manuală. Uite, 5-a, 4-a, bum. Ho-ho! Ce se duce, bă, băiatule, eu trebuie să ielul pe ăsta ce taie curbele. Cum și pe... era aceeași culoare ca a noastră, sielul ăla. Dar faptul tău cui l-ai vândut chiar? Ce, BMW-ul meu? Sielul. La un mecanic de la Hyundai Craiova. L-a cumpărat, am vrut să-l dăm la buyback, l-a cumpărat un mecanic de acolo. Aha. Foarte mișto, mașina încă mai există. Dol 09 NVV. Nu vă văd, de la ce vrea? Da, nu vă văd. Toată lumea zicea chestia asta. Știi, mă credeam peste ei, nu vă văd. Și mai era unul, mai era un Cielo la fel ca al meu, dar avea un eleron și avea Dol 60 NIV. Știi? Și băiatul lucra la McDonald's în Craiova și mă confunda lumea pe mine cu el. Știi? Sau pe el cu mine, îl confunda pe el cu mine. Bă, mișto mașina, are cuplu din belșug, are putere din belșug. Știi? Mai trebuia să mai reglez scaunul un pic mai bine. Dar fii atent aici, vum. Bă, lasă-o pe mai încet, te rog din suflet. 8HP-ul ăsta, dacă e bine întreținut și are uleiul schimbat, schimbă. Și asta e varianta sport, se vede. Știi că există Ravenol cu ulei Ravenol cu acreditare BMW pentru cutiile astea de viteză. Da. Bă, lasă-o, bă, mă, nu mai forța baiurea așa. Eu mi-am pus Ravenol în cutie, la BMW. La ce? La pantof? Lasă-o mai încet măcar în virajul ăsta, atât te rog. Ce are, mă, virajul ăsta? Hai de cap, mă, dacă nu le-aș cunoaște cum sunt virajele astea, n-aș zice să... Uite, vezi, cu totul pe sport, direcția hai totuși... Cap, bă, nu, că, tu știi ce vreau să-ți fac? Nu te oferă feedback-ul de care ai nevoie. Când vii aduce o mașină electrică cu cai, da? Îți promit că te terorizezi de nu te-a terorizat nimeni toată viața ta, da, pe virajele ăștia, cu aia electrică. Păi de seama puțin, n-am filmat Volvo-ul de 400 de lei. Păi dar n-am mers cu ea, n-am mers cu ea decent, n-am mers pe aici că era... Era podul închis. Deci să nu mai vii marțea, joia și sâmbătă. Vezi că marți sunt aici. După 3, jumate, se deschide podul. Marți sunt aici cu o Cupra Formentor, înțeleg, de 310 cai. Da, da, da. Știi? Da, uite, antifonare blanc. Ce ai, bă, nu există. Pur și simplu călătorește în mașina asta, nu, da. Nu știi ce e afară. Nu știi ce e afară. Da? Dar volanul e prea mare, e prea gros și direcția asta nu reușește să transmită feeling-ul de BMW. Înțelegi? Nu e ceea ce trebuie. Dar... Da, dacă vrei un BMW adevărat, să-ți iei un E39, bagi de te spargi în el, mă înțelegi? Da.
și ai mașină de senzații. Da, sau E46 și așa mai departe. Da, bă, da, da. Asta e mașină. Când alți producători poate să facă mașini care să... Cine face mașini de la nivelul ăsta, Popa, trezește-te. Nu, mă, nu, care te implice, nu mă refer la interior și alte chestii. Care te implice un pic mai mult în condus, știi? Adică nu vreau să conduc așa. Cum trebuie și mărește-ți mâinile. Gros. Mărește-ți mâinile. Mărește-ți tu pantofii. Oricum, este o mașină de imagine, o mașină de statut social, da. Mașina bărbatului de succes. Mă înțelegi? Pentru că mașinile astea denotă succes. Da, așa este. Și îmi place că proprietarul e un entuziast, adică nu și-a luat X-Drive, nu și-a luat Pachetem. Lasă-l să distanțeze puțin. Mi se pare că oamenii care știu nu-și cumpără Pachetem, știi? Uite, chestia asta cu tracțiune integrale, că e X-Drive, că e 4, că e... Și vrea 911 să-și ia după aia. Mai bine ți iei un SUV al aceleia cu X-Drive, cu 4, decât să-ți iei o berlină care va fi doar îngreunată de sistemul ăla. Da. Și într-adevăr va avea niște plecări fulminante și poate un pic mai mult aderență în viraje. Dar vei căra cu tine o greutate moarte. Da. În marea majoritatea timpului, știi? Exact. E mai distractivă. Păi la asta dacă scot acum este... Nu, nu, bă. Bă, nu scot. Bă, Popa, văd un bec galben în bord. Nu te prosti. Nu mă prostez, bă, ce-ai? Cum să mă prostesc eu, ce-ai? Da, prost e București ăsta. O, tu are aderență, cinturat-o Pirelli Bravo. Doamne, ce bine că să stea în față. Știi, și mai are și turbolagul ăla. Stupid. Bine, vezi, are un pic de turbolag. Ai ce să-i ceri. Da. Ți-l activasem la loc. E foarte, foarte greu să faci mașina asta să plece, știi? Să plece de sub tine, nu e chiar așa, trebuie să o pregătești din turbină, trebuie să ai turații mari și după aia, uite, vezi, nu vrea. Apropo, nu mai e disponibilă cu cutie manuală, nu? Nu. Pe nicio motorizare? Pe nicio motorizare, de la generația asta, dar asta apropo în 2016-17 și în 18-19 lucram eu la Super Speed și atunci au renunțat ei la cutia auto, la manuală pe serie 5. În 206 depășește o Corsa. Și Popa depășește o Corsa. Și în curând o să depășești un 206. Și un Q3 depășește o Corsa. Și am observat. Că e toamnă. Am observat că e Q5. Nu e Q3. Proprietarii de Q5 sunt foarte vitezomani. Zici? Da. Am dat de mulți. Dar nu înțeleg. Voștii proprietari de A4 care și-au luat Q5, știi, chestii genul ăsta. Popa. Vezi că pleacă, dar nu pleacă rău, știi? Nu o să plece rău, că nu are cum să plece rău, că în primul, nu ești în ture de tot cu ea ca să plece rău. Și cred că nu poate, nu e, exact ce-am spus, nu e ușor de... E destul de dificil să o faci să plece. Dar te rog eu... Aici ce pun, mă, bariere? Parapeți, dar parapeți. Oameni ca tine, așa, știi? Uite. Nu m-am trezit deloc bine dimineața asta, am avut o săptămână buciumată și tu mi-o distrugi. Uite, cu A8 la 1000 jumate, niciun stres. Uite vântul lateral. Asta vreau să zic, ia uite. Aici vezi calitățile unei mașini de adevăratele. Fluieră un pic oglinzile, atât. Și trapa, pentru că nu e închis capacul, dar dacă e închis capacul, e mai multă liniște. Uite câtă liniște de la... Uite, incredibil. Bineînțeles. Dar nu fluieră trapa în sine. Adică nu fluieră trapa, nu intră aer pe la trapă. Pur și simplu ai mai multă izolare aici, știi? E ca și când ar trece aerul peste sticlă, nu peste metal. Exact ca la trapă. Dar dacă o închizi, incredibil diferența. Incredibilă. Mă crezi? Incredibilă. Oprește-mi parcare că vreau să mă... Bine. Să ajunge destul. Mi-ajunge, da? Fii atent aici. Unde e parcarea? Mai în față, pe dreapta. Hai să o pregătim, da? Vum! 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 Bă, dar, într-adevăr, asta nu e mașină de... Mai în față, nu? Mai în față. Da, asta e mașină să faci mulți kilometri cu ea. Exact. Și repede. Și repede. Și bine și în siguranță. Și fără oboseală. Și cu consum de 15. Mă rog, depinde la tine, la mine, cred că o să consumăm ceva mai puțin. Dă-te jos și treci.
Fii atent. Extraordinar. Este de Carina chestia asta. Hai, Popa! Se aude bine, dar mașina e gătuită de turbine. Că n-avea... Dar are sunet, să știi. Are sunet. N-are filtru de particule în anul ăsta, n-avea filtru de particule, dar... na. Bă, nu îi merge o evacuare, că asta nu e mașină de evacuare. 520 de cu pachet M. E mașina de evacuare. Da, știi, de Olanda cu power reduction. Aia e mașină de evacuare, nu asta. Da, centuri de siguranță nereglabile pe înălțime, tradiție BMW. Da, nu pot să-mi dau seama de ce. Și la final tot din parcheie ți-o parchez. Din parcheie ți-o parchez? Ai auzit ce am zis? Te aud. Din cheie ți-o parchez. Da, mai rar așa ceva. Asta este o mașină dotată la nivel de mașină de presă. Înțeleg, dar și alea au pachetem, știi? Bun. Eu nu o să merg ca tine cu sistemele dezactivate. Nici pe confort. Așa. Stai că nu găsesc butonul. Aici. Ești o să merg pe sport. Pe sport individual sau pe sport? Pe sport standard. Păi, stai că ți-o pun eu pe standard. Hai pe plus, las-o pe plus. 100. Numărat 2 secundele pe filmare. Prea puține. Dar cine are BMW n-are timp de pierdut. Head-up display, frumos. Head-up display, nici n-am zis de head-up display. Da. Te duce înapoi, nu te duce. Ba da, asta. Ține, ține. 5 butoane. Hai să ne mai jucăm un pic așa. Ce-mi place este că și pasagerul se poate juca pe iDrive. Vezi, nu trebuie să se întindă, eu nu trebuie să mă întind. Adică uitați-vă câte distanțe între mâna mea și ecran, știi? Asta îmi place la... Și mai nou, acum există BMW cu touchscreen delete. Pentru că... Ce înseamnă touchscreen delete? Touchscreen delete nu mai are touchscreen pentru că i-au scos chipul de la touchscreen ca să... Facă economie de chipuri. De chipuri, da. Uite, filmează și tu splendidul nostru oraș în dimineața asta. Este foarte senin. Da, păcat de vânt. Păi, datorită vântului este senin, știi? Da, 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 că poate vânt. A plouat azi noapte, a picurat și vântul a gonit particulele. Și chiar avem vizibilitate. Într-o zi ca asta, de multe ori de la Craiova, de aici, de pe dealul ăsta, se pot vedea Carpații. Da. Îți place aici cu rotițe, cu manetuțe, cu destea? Îmi place, că n-am avut când eram copil. Da. Aia îți mănânc, să-ți fie avut BMW când erai copil. Cine știe ce ieșea din tine? Deci totul răspunde bine, asta e chestia, că nu, mi se pare că de la iDrive 6 încoace. Adică iDrive 6 a fost ultimul iDrive bun la BMW, 7-le l-au. Dar acum au viteză 1 metru, știu, 1 metru opuse, nu sunt mai sunt rotunde. Dar fii atent, știi ce constat la acest motor? Este printre motoarele cu cea mai bună frână de motor pe care le-am mers pe aici, pentru cutie automată. Deci mașina asta nu ia viteză, ori este corelat foarte bine cu cutia. Deci, de care masaj să-mi fac ea? Masaj level să fie 3, să fie cel mai puternic, da? Pelvic, upper body, whole body, back massage, whole body, mă. Vreau la tot corpul. Lombar, whole body exercise. Deci mașina asta chiar încetinește pe coborâri. Da. Deci este un motor de adevărat, da. Știi. Și pe confort acum. Nu contează. Motorul și cutia. A, uite, masaj. Tetierele sunt incredibil de moi. Adevărul e că BMW-ul ăsta nu avea suflet, bă, dar are dotări și are confort în el, bă, și trage de stinge. Este, adică, știi cum este BMW-ul ăsta? Este pentru un bărbat. Că o să zică lumea, o să vină lumea și o să zică, nu e full, că n-are pachete. Păi românul ăsta crede că pachetul este full. Da, nu, pachetul M nu este full. Pachetul M este doar o opțiune de personalizare. O linie, da. Ascultă-mă în comentarii. Deci în comentarii, dar la 5 minute după ce postez clipul, nu au avut timp să vadă clipul. Să clipul, da, exact. Nu e pachetem. Nu e, pachetem. Nu e cu pachet. Nu e full că nu e pachetem. La alea cu. Nu e full că nu e S-Line, știi? Oricum, ce nu înțeleg la români este faptul că fac din aceste mașini. Există, ai văzut, piață de retrofituri. Da. Majoritatea chinezești bizare. Și pe BMW și pe Audi. Da, am văzut pe Mercedes montate niște hidoșenii. Bă, niște hidoșenii. Da. Bă, ce vrei de la mașina aia? Ce vrei? Să o personalizezi? Ai personalizat-o grotesc.
Da. E, înseamnă cu femeile alea care se duc la niște chirurgi plasticieni de duzină sau care nici măcar sunt altceva de meserie. Și le vedem pe Instagram. Da. Deformate, știi? Deci, am văzut una ieri, e pe ultra wide, poșă întorc. Da. Am văzut una ieri, mă, așa. Na. 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 Na, așa, așa, așa. Cu gagicul s-o în training Adidas, ea era foarte așa, uite, cu băgele mari, așa, și cu ruciul pe astea, așa, și cu sprâncene, așa, așa, da, și gen, lângă alt. Da, așa, gama asta era, de BMW-uri, da, modele, pe asta își vedeau, mi se par, dar nu în mașina asta, își vedeau un pachet de asta, pare. Mi se par cumva făcute pentru, un, și un pic, și BMW poate vrea să câștige și un alt fel de client, mai mulți clienți, cumva, știi, de altă, băi, oameni mai liniștiți, mai temperați, care vor un produs premium de adevărat, la care îți oferă și performanță, da, și imagine, și lux, și tot ce îți dorești. Nu neapărat brutalitatea aia, știi, cu care am fost învățați în trecut. Eu sunt de acord cu tine, asta odată. Stai un pic, că mi se ridică buca stângă, că e masajul. Și... Țipi ceva în fund? Da. E full body activation asta, știi? Fii atent. Ce am observat? BMW chiar vrea să... BMW ca brand chiar vrea în România, dacă îi cunosc, vrea să schimbe imaginea un pic. Dar să se ducă către o gamă de clienți care de obicei se duc la Lexus, care de obicei se duc la Volvo, care de obicei se duc la probabil poate la Jaguar. Chiar și la Mercedes. Da, însă nu prea le iese. Dar să știi că în lumea asta a mărcilor premium și a mărcilor dătătoare de senzație, BMW nu are concurență. Indiferent ce ar face oricare dintre ceilalți, nu vor lua, nu vor putea transmite clienților satisfacția care ți-o transmite marca asta. Hai să spun o chestie. E-Class-ul nu e la fel de bine făcut la interior. Știu. A6-le e mai bine asamblat, dar la materiale stă mai prost, dar asamblarea în sine e un pic mai bună. Volvo îți oferă luxul ăla nordic, e totul moale, totul plush, totul smooth, așa. Da, smooth. Ce mai e? Jaguar îți oferă mult plastic. La și prețuri foarte, foarte mari. Da, așa. Care mai e? Lexus-ul. Lexus-ul nu este inexistent. Lexus-ul este cea mai confortabilă dintre ele, dar tehnologia nu este la zi. Ah. Da, încă. Night vision. Never rely solely on camera system. Bă, se vede evacuarea încinsă de la Ford. Da. Bă, nu cred așa ceva. Și de la cincearul din față. Da. Da, se vede că e un E60. Nu, deci marca asta nu are adversar, să știi. Uite țava de la Logan, ce încinsă e. Ia, fii atent, filmează pe asta. Uite, nu, filmează pe asta din spate, pe care va depăși coloana. Ia. Nu vrea. Nu mai avea unul, nu l-au lăsat din spate. Nu l-au lăsat, așa și trebuie. Nu-i lăsați, dragii mei. Da. Există pentru fiecare client în parte. Vreau asta spun, ca senzația oferită de BMW, n-am mers eu cu Lexus, să zicem, dar nu cred că o egalează. Dar cea mai pentru că sunt foarte mulți ani de tradiție și foarte mulți ani de mers pe aceeași direcție și de perfecționare și de perfecționare și de perfecționare. Și noi cum să fii tu un outsider care zici, domne, fac și eu ca tine? Da. Vei face, dar nu vei face niciodată la același nivel. Dacă, deci mi se pare că BMW a pierdut undeva la condus cu mașinuța asta. Da, pentru că a câștigat la altceva. Și de acord. A câștigat multe altcevauri. E posibil. Deci oricum, știi că eu nu voi mai lua niciodată această marcă. Da. Dar G30-ul chiar mi-a plăcut, indiferent că e 518, da, sau că e 540, sau poate cum a fost EM-ul ăla, dacă ai dus tu. Da. Te câștigă cumva așa. Dacă ți-o poți permite, merită să ți-o cumperi, știi? Eu nu mi-o pot permite. Hai să spun eu o chestie. G30-ul mai mult decât orice X3, dacă vrei să-ți cumperi X3 în loc de seria 5, ăsta e mai bun. Mai mult decât orice X4. Limuzinele sau berlinele de la BMW încă sunt un clar pic peste SUV-uri. Bine, X5-ul nou e șmecher, dar X6, X7. Nu, lasă, intrăm deja în... Mă refer că dacă să nu ții seria 5, ții X5. Noul, dacă vorbim de noul X5, atunci aia e o mașină care chiar e șmecheră. Dar aia e după 2019. Da, 5R. Da, 3R. Sunt foarte răspândite la număr, la noi BMW-ul, la marca noi, BMW. Da. Mai răspândită poate ca Mercedes, să știi. Mire, uite și cele cau. Cele cau. Golf 2? La 3. Deci îmi place asta cum se vede.
Cu night vision, da. Și ce mă amuză e că poți să mergi cu night vision-ul ziua. Ziua. Da. Dar uite cât de bine, se văd frunzele. Ce... Se văd frunzele, da. Și poate apare și Eva. Care Eva? Eva de a căzut frunza. A. Am înțeles. Da, chiar se vede. Deci se vede uite, mașina asta în soare care s-a încins, foarte mișto. EcoPro. Da, am dat-o eu. Bine, hai gata cu masajul ăsta că mă obișnuiesc. Doare spatele. Mă doare spatele, da. Domnule Popa, m-ai făcut fericit în această dimineață pentru că am venit de la nuntă. Am plecat de vreme de la nuntă ca să fiu în formă cu tine astăzi. Sunt eu mare fan al nunților, dar mai am încă prieteni ca tine, borlaci, și care se bucură de banii. Ia uite, e S-clasul. Ia uite ce e acolo. Ce, mă? E stadion, joacă copiii fotbal. În S-clas? Părinții sau vreun arbitru, ceva. În arbitru cu S-clas. Da. Impresionant. Deci, parchează din cheie, masaj. Mai vrei să mai experimentezi ceva? Nu. Cred că am experimentat ca deja tot. Acum când mă urc în Passatul ăla, mă înjur în gând așa un pic. Eu mă urc în C40 în Volvo, cu singura mea consolare este că e mai rapid decât asta. Da, dar într-adevăr, mașina electrică care a venit ieri și am filmat-o e rapidă, foarte rapidă. Dar nu te simți ca în asta. Nu e, e și o clasă inferioară. Corect. Și aia este o mașină de ales pentru cineva care vrea să încerce altceva, știi, care și în aia găsește multe lucruri. Dar seria 5 și seria 3 de la BMW au ceva ăla care te ține viu cumva, știi? Da. Are. Nu mai vorbim de succesul care l-ai la Da. La sexul de care îți place. Păi da, dacă ești femeie, ai succes la bărbați. Dacă ești bărbat, ai dacă ești femeie cu mașina asta, n-ai succes la bărbat. Ba da, ai, dar la bărbat de calitate, pentru că eu știu. Păi da, o femeie cu mașina bărbatului, da. O mașină, o femeie care își cumpără seria 5 denotă putere și intimidează mulți bărbați. Am văzut. Apropo, am văzut multe femei în ultima perioadă cu F10 ori și G30 ori. Multe. Neîntreținute, zgâriate, dar F10 ori și G30 ori. Unde consum? Acolo sau în bord? În bord. 13.4. Bă, pentru câți cai are și cât ai omorât la ea? Da. Dacă mergeam, eu mergeam cu 11. 10-11. E posibil, dar asta e o mașină care consumă. Are putere, are confort, are lux, are dotări, are antifonare, are masaj, parchează singură din cheie, are ecran întetiere, DVD, ce mai vrei. Are trapă, are portbagaj electric, are faruri adaptive LED, are volan încălzit. Are tot ce îți poți dori. Exact, dar îți cere și ea 13%. 13%, ce mai e, vine până într-un milion pe 100 de kilometri, până în 100 de lei. Astea fiind spuse, fă încheiere. Mașina este de vânzare, anunțul în descriere sau dacă mai e cineva interesat, contactați-mă pe mine că e tovarășul meu care are mașina. Au, mă doare inima, așa, și mă mai doare din când în când. Capul nu te doare niciodată. Deci mașina este de vânzare, mașina întreținută. Și are o mașină mișto, are două zgârieturi care... Da, are două zgârieturi. Proprietarul v-am spus, nu vrea să o dea cu elemente revopsite. Da. Și eu aș face la fel, și Passatul nu are niște zgârieturi. Da. Și eu pot să o vopsesc, da. Nu voi vopsi, las-o așa. Da, așa am dat și eu Toyota. Deci, așa rămâne, da, mașina. Se mai negociază la preț, nu nicio problemă, anunțul aveți. Abonați-vă la canalul ăsta, că la asta vă uitați. Abonați-vă și la mine, că și eu mai aduc mașini pe aici. Și tot mai filmăm împreună, știi? Și canalele astea sunt ca două canale. O să facem un episod în care o să vă explicăm de ce nu putem să ni le unim, că ne-a scris foarte mult să ne unim. Să... De să facem... unim abonații, știi? Sunt curios cât sunteți abonați. Dacă sunteți abonați și la mine și la el, scrieți în comentarii. Însă, gândiți-vă doar la un singur lucru și vi l-am mai spus. Dacă toate clipurile astea care le facem de 2-3 ani, de când ne-am despărțit eu, Luci, da, Daniel, da, le puneam pe acel canal în acei ani, astăzi aveam aici echipă de filmare care stătea după noi și ne... Da. Doar veneam așa, da, dați-i drumul. Dați-i drumul. Bye, bye. Like, share, subscribe, bye, bye.